Prea dileală, prea... Mult prea dileală. E rozul. Uite ce era sub tot ai promis. Bă, era să-mi vină cu proiectul. Zic că am plăcat de ce zic eu. Nu mai știu care din alea. Mă filmează. Ăla intri, știi, să ne facem așa. Da, da, da. Mamă, dar bine-ți legat. Securizate. Da, frate. De ce numai 2017? Mamă, dar și ăla de la trecut a fost. Laurențiu, ești aici, tu? Te lasă greu scos și Antoneu statăra român. Clar. Ce-a fost pe 7? Ți-a zis toate astea, vreau, la 6 de ori. De la 6 de ori. Da, le-ați luat în ordine inversă? Nu, nu, de la intri, primele 3 au sunt acolo. E vorba de Sâmburești, Corcova și Ceptura. Și după aia intrăm în linia de middle. Acum este la primul line-up de middle. Primele 5 vinuri din middle. Sâmburești cel mai bun. Vedem că ne dă imediat și rezultatele. Până desfacem rezultatele. Da, să le facem buză ca lucrurile așa. Puteți face poză cu dorința voastră. Am fiecare... La seria 2? Așa, Sâmburești, Corcova și Ceptura. Iar notele sunt următoarele. Notele pe entry level sunt următoarele. Domeniile Sâmburești pe locul 1. Domeniile Sâmburești pe locul 1. Avem Corcova pe 2 și Crama Ceptura pe 3. Acestea sunt cele pe entry level, adică cu prețuri între 12 și 24 de lei. Urmează cele pentru mediu, preț, cu preț mediu și pe primul loc sunt oare în ordine? Nu sunt în ordine, așa-i? Da, sunt exact da? În ordine. Da. A, perfect. Avem Chardonnay-ul de la Budureasca. Deja Budureasca începe să devină un client al acestor degustări. A avut și săptămâna trecută Sauvignon cu note foarte bune. Pe 2 avem de la Aurelia Vișinescu Caracter. Avem pe 3 Serve, Terra Romana. Pe 4 Lancetate. Primele 4 trebuie să vă spun că au fost 2017, vinuri noi, vinuri proaspete. Străbun Chardonnay a urmat după aceea, Chardonnay 2016, Crama Basilescu și Liliac. În ordine după aceea, Segarcea, Petrovaselo și Domeniul Bogdan sunt vinurile care au participat în concurs. Și două secunde. Nu.
6 de unde? Și 2 secunde, fiindcă nu vreau să, nu vreau să greșesc, nu vreau să greșesc. Deci pe primul loc la zona de middle a fost Răbun, deci acesta a fost primul loc. Da? Al patrulea. Pardon. Al patrulea probă. Al patrulea, nu știu dacă a patrulea probă. După locul 2, din zona de middle a fost Segarcea. A 5, a 5, prima aspectă de la Budureasca. Da, deci pe locul 2 Segarcea a fost, iar pe locul 3 a fost Budureasca. Acesta este locul lui. Care a luat locul lui. Și acum... La Certa de unde a fost, doamnă? La Certa a fost de la Haider. Da? Deci tot ce-i sus e hai. Tot ce-i sus e hai. Mai trebuie să le desfacem pe cele de la Haider. Nu, păi sunt 5 aici și 5 aici. Sau 7 au fost pe... 7 au fost... pe zona de hai. Deci acesta a fost domeniul Bogdan, ultimul de la middle și a urmat pe zona de hai level și aceasta a fost, vinurile aici sunt puse în ordinea în care au fost degustate și urmează să vedem de fapt cele care au luat, au luat cele mai bune note. Și am avut o dispută aici cu participanții și cu degustătorii între numărul 4 și numărul 6, nu, de la vinurile de high level. Laurențiu, care zici tu că eu am variat pe 4. Dar se pare că 5-ul va fi cel care va lua la urmă. Vedem acum. Hai să le desfacem pe toate. Să vedem ce mai avem aici. Da, 4 a fost tăia Chardonnay și mie mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut foarte echilibrat. Un echilibru și între, și între lemn și între arome și fructe și structură. Pe cum să nu recunosc, nu? Dacă până am trecut. Da, da, da. Vedeți că toată lumea așteaptă cu interes, da? Și atunci. Are și, și reclama cu farmacul meu. Și atoval vizi. 5 și 6 legi. 7. Colțul pietrei. Așa. Iar premiile vi le pot spune de acum. Pe primul loc a fost Chateau Valvis. Este Chateau Valvis. Evident. Da. Pe locul 2 este Teia de la Cramele Helud. Acesta. Iar pe locul 3 este la Certa. Deci cam acestea au fost vinurile. Aici sunt colegii care au degustat. Nu sunt foarte încântați. Da, fiindcă acum așteptăm. Puțin uimiți, da, 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 da. Valvis a ieșit foarte bine, de, nu? Și de... Aici este Florin. Nu cred că o surpriză. Da. Și hai să vedem.